a fost anunțat telefonic dispeceratul sectorului Poliției de Frontieră Moldova Veche de către Isu Cara Severin cu privire la faptul că două persoane care se aflau la pescuit pe fluviul Dunărea au solicitat ajutorul deoarece au rămas suspendați pe cioate. Polițiștii de frontieră au pornit în căutarea celor două persoane de sex masculin, domiciliați pe raza județului Cara Severin. Cele două persoane au fost depistate de către polițiștii de frontieră într-o barcă metalică pe raza kilometrului 1041. Aceștia au ajuns în siguranță la mal cu ajutorul polițiștilor de frontieră.